Hâzgionule, așa, tată, ce tare! Swipe up, swipe! Asta e tot. Mă uitam la... și foarte tare. Deci, da, a găsit rețeta, rețeta mega câștigătoare, excepțional. E foarte tare unul pe Instagram, care se numește Dorian Popa. Deci ați intrat vreodată pe Instagramul lui Dorian Popa? Eu recunosc că nu intrasem până acum vreo 10 zile. Hai să zic 2 săptămâni, dar e mult 2 săptămâni. Nu intrasem niciodată. Știam, era un băiat de ăsta de trage de fiare și era pe la emisiunea asta de divertisment, la care eu nu mă uit că nu mă interesează divertismentul, mai ales cel din România, deloc. Deci era ceva, era un nene, așa musculos, așa, care... la emisiune de divertisment. Mă rog, ce face el pe acolo, că nu știu, nu urmăresc divertisment. Ok. Și deci nu am intrat pe Instagram la Dorian Popa. Până acum vreo 10 zile, 2 săptămâni. Dumneavoastră știți câți urmăritori, followers are Dorian Popa pe Instagram? Eu am crezut că nu văd bine. Am șters telefonul, zic, Doamne, zic, stai să șterg telefonul. Știți câți followers are Dorian Popa pe Instagram? Haideți să vedem. Deci Dorian Popa pe Instagram, unde are doar 100 de postări, pentru că toată șmecheria pe Instagram e pe story-uri, nu pe postări, are 2 milioane de followers, trăiți iar. 2 milioane! Deci 2 milioane de conturi de pe Instagram îl urmăresc pe Dorian Popa. Deci are mai mult decât Shelly. Pe Shelly, recunosc despre a cărui existență tot de curând am aflat, are 1,5 milioane de followers pe Instagram. Deci ăla, Dorian Popa, are cu jumătate de milion mai mult. Are mai mult și decât, în general, fetele, femeile, sigur că au, până natura lucrurilor, mai mulți followers pe Instagram. Dorian Popa are mai mult, e... mult peste cele mai multe dudui de pe Instagram ca followers. Adică cu atât mai tare fiind bărbat și să ai atât de mulți followers. Și te-ai seama, zic, eu când am văzut cât are, zic, frățioare, 2 milioane? Hai să zicem că nu ar fi 2 milioane de oameni. Nu știu, ori avea poate unii câte 2-3 conturi și pe toate îl urmăresc pe Dorian Popa. Bă, dar oricum, nici foarte departe de 2 milioane nu e numărul de oameni care îl urmăresc pe Instagram pe Dorian Popa. Și uite, acum nu am fost eu pregătit, n-am downloadat story-uri. A, uite, hai să vedem asta. Uite, când ne-a anunțat că a făcut 2 milioane de followeri și a fiat. Mulțumesc, Doamne, pentru 2 mili! Vă mulțumesc vouă pentru 2 mili! Ne vedem în călătoria până la 3! Hâzgionule! Așa. Deci 2 milioane de oameni. Așa. Și îți dai seama că am studiat și un pic fenomenul. Zic, frățioare, stai puțin, că oamenii din România sunt interesați, uite, să vadă ce a mai făcut Dorian Popa. Și m-am uitat și eu să văd ce face Dorian Popa. Băi, este genial. Deci este absolut genial. Face foarte mulți bani, în mod evident, pe bază de Instagram și de influencerele din asta, cum, mă rog, probabil că face și Duduiesca, dar o scară mult mai mică decât Dorian Popa. Și este atât de tare Dorian Popa, de ce? Cred că are vreo 7 cuvinte pe care le folosește. 7 cuvinte. Și din 7 cuvinte face, are 2 milioane de followers și face foarte mulți bani. Adică, și pe toate alea 7 cuvinte le spune mereu la fel. Ia dă din nou asta cum a anunțat că are 2 milioane. Exact la fel spune orice. Atenție. Zi. Mulțumesc, Doamne, pentru 2 mili. Vă mulțumesc vouă pentru 2 mili. Ne vedem în călătoria până la 3. Hâzgionule! 2 mili. Deci nici măcar milioane n-a zis, a zis 2 mili. Deci pe prescurte așa, că na, 2 mili. Bun. Și am făcut de 2 săptămâni de când îl urmăresc pentru să văd, să deslușesc ingredientele succesului, inclusiv la publicul tânăr, care o să ne plătească nouă pensie, cred. Așa. Și el zice în felul următor, 7 cuvinte. Hâzgionule, asta e de bază, deci trebuie să zic că la absolut oricare postare, despre orice, hâzgionule, asta este. Nu știu exact ce înseamnă. Nu știu cine-i Johnule, nici știu ce înseamnă exact hâț. E o interjecție. Hâț Johnule. Asta e de bază. Și zice mereu cu aceeași intonație. Hâț Johnule! Ce tare!
Exact, așa zice orice. Dacă face, de exemplu, reclamă la pateuri cu brânză, zice pateuri cu brânză! Dacă face la cauciucuri, zice cauciucuri tardă tot, Johnule! Asta, exact cu această intonație, zice orice. Deci zice, hâți, Johnule, ce tare e. Așa, tată! Asta, exact așa zice. Așa, tată! Swipe! Swipe! Swipe înseamnă că să dai cu deștul în sus pe ecran și să te duci pe site-ul, pe astea care îți dau pateuri sau cauciucuri sau ce vin de el în momentul ăla. Mi se pare absolut genial. Asta e tot. Deci asta este tot. Nu este nimic în plus față de ce vă spun. Hâți, Johnule! Johnuțule! Așa, tată! Ce tare e! Swipe! Swipe! Mulți bani, adică bani, 2 milioane de followers. Genial! Și eu o spun, ca să mă înțelegeți, o spun absolut apreciativ. Adică, în mod evident, Dorian Popa a deslușit, a descifrat perfect ADN-ul psihologiei colective, psihologiei colective de aici și adă pe cocioc. Asta e. Orice mai mult de atât e prea complicat, prea mult de suet, de nișă. Devine de nișă. Orice e peste 7 cuvinte e de nișă. Și în general nu trebuie predicate. Ce predicat? Nu trebuie propoziții simple, propoziții că subiect și nici măcar predicatul să fie așa indus cumva. Singurul predicat să fie swipe, întotdeauna de două ori. Deci swipe up, swipe up, adică să dai cu deștul în sus pe ecran. Swipe up, swipe. Hâți, Johnule, așa, tată, ce tare. Swipe up, swipe. Asta e tot. Mă uitam la... și foarte tare. Deci da, a găsit rețeta